Meeting pro-european uriaș la Chișinău. Zeci de mii de oameni au participat la adunarea națională Moldova-Europeană. Demonstranții au purtat steaguri ale Uniunii Europene și au scandat Europa. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a spus manifestanților că alăturarea în familia Uniunii Europene este pentru Republica Moldova șansa poporului să trăiască în pace, în liniște și în belșug. Ea a precizat că obiectivul țării este ca, până cel târziu în 2030, să fie membru al blocului comunitar. Vrem să ținem țara și copiii noștri departe de pericolul războiului. Doar fiind membri ai Uniunii Europene, nu vom fi singuri și vom avea garanția siguranței și păcii pentru moldoveni. La eveniment a participat și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Ea s-a adresat manifestanților în engleză și română. I am so proud to be with you today. Before this massive, massive crowd of people who believe in a European future for Moldova. I came here today to stand with you and with Maia Sandu to bring one message. To bring one message to you. Europa este Moldova, Moldova este Europa. Europa, 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 Europa. Moldova is not alone. Moldova nu este singură. Thank you for believing. Thank you. Not let you down. În cadrul adunării a fost adoptată rezoluția Moldova Europeană, în care se solicită modificarea Constituției țării pentru a stabili definitiv și irreversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Meetingul a avut loc cu 10 zile înainte de o reuniune internațională de anvergură, care va fi găzduită în premieră de Republica Moldova. Este vorba de summitul Comunității Politice Europene, la care vor participa peste 50 de lideri europeni, între care președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European, dar și președintele Franței Emmanuel Macron, cel care a inițiat crearea acestei noi platforme de coordonare politică între țările europene în mai anul trecut după invadarea Ucrainei de către Rusia.